Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor! Sunt Mihai Coșocaru și vă invit să urmărim împreună grupajul informativ al zilei. Pentru început, haideți să vedem care sunt titlurile acestei ediții. România este în doliu. Regele Mihai al României a murit astăzi la ora 13 la domiciliul său din Elveția, a anunțat Casa Regală. Veste bună pentru pensionari, plata pensiilor a fost devansată, beneficiarii urmând să primească mai devreme, cu câteva zile, banii aferenți lunii decembrie 2017. V-ați pregătit ghetuțele? În această noapte, Moș Nicolae va ajunge la cei mai cuminți copii. Detalii în jurnal. România este în doliu. Regele Mihai al României a murit azi la ora 13 la domiciliul său din Elveția. A anunțat Casa Regală. Majestatea sa avea 96 de ani și se afla în recuperare în Elveția, după ce a fost diagnosticat cu leucemie și operat. Ultimul monarh rămas în viață din țările Europei de Est, regele Mihai, s-a retras din viața publică la începutul lunii martie 2016. Regina Ana a încetat din viață la 1 august 2016 la vârsta de 92 de ani și a fost înmormântată în Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș, unde va fi înmormântat și regele Mihai. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu. În 1921, regele Mihai se naște la Sinaia. Părinții săi au fost principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea și prințesa Elena a Greciei și a Danemarcei. Bunicii săi erau regele Ferdinand și regina Maria. Septembrie 1940. Mihai, în vârstă de 18 ani, este proclamat rege. A fost încoronat și uns de Patriarhul României. Mama sa, regina Elena, se întoarce din exil. Iunie 1941. România intră în cel de-al doilea război mondial. 23 august 1944. Mihai l-a destituit și l-a arestat pe generalul Antonescu, a ordonat încetarea focului împotriva aliaților și a declarat război Germaniei. Actul de la 23 august 1944 a scurtat al doilea război mondial cu 6 luni și a salvat sute de mii de vieți omenești. 12 septembrie 1944 este semnat armistițiul cu aliații, în termenii impuși de Uniunea Sovietică. Noiembrie 1947. Regele Mihai merge la Londra la nunta viitoarei regine Elisabeta a II-a, unde o cunoaște pe prințesa Ana de Bourbon-Parma, viitoarea soție. 30 decembrie 1947. Mihai I a fosilit să abdice. 3 ianuarie 1948. Regele Mihai I este silit să părăsească țara. A fost ultimul monarh din spatele cortinei de fier care și-a pierdut tronul. A început livrarea celor 1 milion de doze de vaccin antigripal în teritoriu, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică din Brașov spun că au primit notificare pentru ca Brașovul să primească astăzi 16.803 doze. Ieri au primit serurile Constanța, București, Ilfov, Călăraș, Giurgiu, Telorman, Buzău și Prahova. Noi am solicitat aproximativ 25.000 de doze. După cum știți, la sfârșitul lunii octombrie am primit 851 de doze, care au fost distribuite în secțiile de ATI, neonatologie și ambulanță. Iar acum vom primi în cursul zilei de astăzi 16.803 doze, care vor fi distribuite medicilor de familie, spitalelor și centrelor de plasament. Veste bună pentru pensionari. Plata pensiilor a fost devansată, beneficiarii urmând să primească mai devreme cu câteva zile banii aferenți lunii decembrie 2017. Cei care nu vor fi găsiți acasă își pot ridica pensia direct de la poștă. Ministerul Muncii a anunțat că în luna decembrie pensiile vor fi aduse de poștă și în perioada 12-22 decembrie. Cei care nu sunt găsiți acasă își pot încasa pensia direct de la ghișeele Poștei Române până pe 28 decembrie.
În luna decembrie 2017, plata pensiilor se va face din perioada 16-22 decembrie la domiciliul solicitanților. Pentru perioada 22 decembrie-28 decembrie, plata pensiei se va face la oficiile poștale care aparțin pensionarii. Având în vedere apropiatele sărbători de iarnă și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Casa Națională de Pensii Publice și Poșta Română și-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile bănești în avans astfel. Drepturile de pensie din sistemul public, precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special, se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 12-22 decembrie. Drepturile restante de pensii, precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special, se vor achita în intervalul 19-22 decembrie. Drepturile veteranilor de război se vor achita în perioada 12-22 decembrie la domiciliul acestora. În cazul tuturor beneficiarilor care au fost avizați la domiciliu, persoane care nu au fost găsite acasă, plata se face până la data de 28 decembrie la ghișeele poștale. Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții, acestea vor fi încasate de la aceeași dată, respectiv 14 decembrie. În cazul pensionarilor care își încasează pensia pe card bancar, viramentele se vor face pe 14 decembrie, a mai anunțat Ministerul Muncii. Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, se întâlnește cu primarii. Reprezentantul guvernului în teritoriu va discuta cu edilii despre problematica lemnelor de foc și cea a animalelor sălbatice. La evenimente vor participa și reprezentanții ocoalelor silvice și ai gărzii forestiere. Astăzi ne vom deplasa în zona Bran, Moeciu, Fundata, Zărnești, ne vom întâlni cu toți primarii de acolo. Vom lua în discuție criza lemnelor de foc și posibilitățile legale de a distribui lemne de foc în această perioadă populației din aceste zone. Este de fapt a doua întâlnire, săptămâna trecută am mai avut una. De data aceasta vom merge cu juriștii din prefectură și cu cei de la Garda Forestieră care le vor explica primarilor exact ceea ce au de făcut și cum trebuie să facă în așa fel încât populația să beneficieze de lemne de foc. Joi, prefectul se va întâlni cu edilii din Vama Buzăului, Teiliu, Budila, Preșmer, Tărlungeni, Săcele, Hărman și Sunt Petru. Poiana Brașov a fost destinația aleasă de foarte mulți turiști în mini-vacanța de 1 decembrie. Dovadă sunt și urcările pe pârtii, vorbind de o cifră de aproape 24.000 de urcări în această perioadă. Dacă pe tot parcursul lunii noiembrie, prin turnichetele instalațiilor de transport pe cablu au fost 12.000 de treceri, în perioada 1-3 decembrie s-au înregistrat aproape 24.000 de urcări, fie cu telecabina, fie cu telegondola sau teleschiul Ruia. Reprezentanții primăriei spun că menținerea pârtiilor deschise în Poiană depinde de vreme, respectiv dacă temperaturile vor coborî sub minus 4 grade Celsius, astfel ca și instalațiile de producere a zăpezii artificiale să fie pornite. Minivacanța de 1 decembrie a adus deschiderea pârtiilor din Poiana Brașov. În 2018, cultura brașoveană ar putea avea parte de o finanțare ceva mai consistentă. Municipalitatea ia în considerare să mărească sumele acordate celor 4 instituții culturale din subordine: Opera, Filarmonica, Teatrul SIC Alexandrescu și Teatrul pentru Copii Arlechino. De altfel, activitățile culturale au beneficiat și în acest an de un buget mai mare față de 2016. Finanțarea mai generoasă s-a făcut prin ghidul cultural, dar și prin subvenționarea diverselor festivaluri organizate de cele 4 instituții. Anul viitor, bugetul ar putea crește pe anumite segmente, inclusiv pentru achiziția de instrumente specifice instituțiilor. Cu siguranță, unde vom avea fundamentate lucrurile, vom susține să mărim, să creștem bugetul pentru activitatea culturală din municipiul Brașov. În acest an, prin ghidul cultural au fost alocate 2 milioane de lei, dublu față de 2016, dar nu au fost accesați în totalitate. De asemenea, Opera a primit 200.000 de lei pentru Festivalul Internațional de Operă, Operetă și Balet, de 2 ori mai mult față de ediția anterioară, iar Teatrul SICA Alexandrescu a primit 425.000 de lei, aproape triplu față de anul trecut. Rămânem în acest domeniu pentru că trebuie să aducem în prim plan un succes de casă, de public, de critică, la care au luat parte peste 5.600 de brașoveni. Cele 10 zile de Festival Internațional de Dramaturgie Contemporană au fost foarte bine primite de public și în același timp a fost și o bine meritată carte de vizită pentru Brașov în străinătate. Cu ocazia festivalului, sub tâmpa au venit să joace trupe de teatru din Franța, Marea Britanie, Ungaria și Republica Moldova. În plus, marele câștig este crearea de legături cu instituții din țară și străinătate.
Acum se poartă discuții pentru realizarea unei coproducții cu Teatrul Național din Chișinău, care a câștigat și marele premiu al ediției din acest an a festivalului. De asemenea, sunt discuții avansate cu Vasile Nedelcu, regizorul spectacolului din Marea Britanie, pentru a realiza un spectacol la Brașov. Teatrul Sica Alexandrescu a fost invitat să ia parte în 8 decembrie la premiera unui spectacol care se va desfășura în Ungaria. La Debrețen vom pleca în data de 7 după amiaza pentru a fi prezenți în 8 la premiera spectacolului în care actrița care a câștigat premiul de interpretare în festival, doamna Ana Kubrick, va avea rolul principal în acea seară și înainte de deschiderea spectacolului va avea loc o mică festivitate în care îi vom mâna într-un cadru oficial premiul obținut la festival în ediția de anul acesta. De asemenea, organizatorii susțin că ediția din acest an a festivalului a adus și încasări consistente de peste 170.000 de lei. Reprezentanții municipalității vor ca și în anul următor festivalul să fie unul internațional, iar bugetul ar putea fi suplimentat. V-ați pregătit ghetuțele? În această noapte, Moș Nicolae va ajunge la cei mai cuminți copii. Specialiștii au realizat un studiu și, conform acestuia, Moșul va poposi în acest an în peste 90% din gospodăriile orașenilor care au acces la internet. Conform datelor celui mai recent studiu de piață, intenția de a face cadouri de Moș Nicolae este foarte mare, fiind tot mai ridicată de la an la an. Ca tendință, lista de cadouri a moșului seamănă cu cea de anul trecut, cele mai căutate fiind dulciurile, 72,5%, jucăriile, 45,3% și articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, 40,3%. La acestea se mai adaugă și fructele, cosmeticele, parfumurile sau cărțile. De asemenea, au fost menționate și cadouri precum bijuterii, electrice, electronice și electrocasnice, smartphone, tabletă sau excursii. Trebuie precizat faptul că acolo unde moșul nu are inspirație, aduce și banii, vorbim de 4,4%. Mai mult decât atât, suma medie de bani alocată pentru cadourile generate de această sărbătoare este de 340 de lei, în ușoară creștere comparativ cu cea de anul trecut, 318 lei. Pe de altă parte, s-ar putea spune că, deși în orașele mici intenția de cumpărare este mai mare, suma medie rezervată cadourilor este mai mică decât în orașele cu peste 100.000 de locuitori. De altfel, cei mai mulți intenționează să cheltuie cu această ocazie între 100 și 250 de lei. Studiul a fost realizat online pe un eșantion reprezentativ la nivel național urban, orașe mici sub 30.000 de locuitori, orașe mijlocii între 30.000 și 100.000 de locuitori și orașe mari peste 100.000 de locuitori, în perioada 24-29 noiembrie 2017. Aproape 320 de copii au participat la finalul săptămânii trecute la turneul caritabil dedicat antrenorului de fotbal Imre Iancu, aflat de câteva luni în recuperare după un grav accident rutier petrecut în luna august. Iar la începutul acestei săptămâni, Ioan Valeriu Achiriloae a luat startul în două probe ale sezonului de schi 2017-2018, care au avut loc în Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii, dar și alte informații din sport imediat după generic. Aproape 320 de copii au participat la finalul săptămânii trecute la turneul caritabil dedicat antrenorului de fotbal Imre Iancu, aflat de câteva luni într-o recuperare după un grav accident rutier petrecut în luna august. Toate cluburile din oraș au fost prezente la startul competiției, aceasta fiind o premieră pentru fotbalul juvenil brașovean. În plus, și asistența a fost una ridicată la balonul din Răcădău, de lângă școala generală numărul 4, unde au fost prezenți și câțiva invitați speciali, precum primarul George Scripcaru, antrenoarea de handbal Mariana Târcă sau Marian Ivan. Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost foarte reușit pentru că s-au strâns peste 11.900 de lei, bani care îl vor ajuta foarte mult pe Imre Iancu în procesul său de recuperare. Antrenorul a fost și el prezent la turneu, iar susținerea oamenilor l-a motivat foarte mult. Pe 1 și 2 decembrie, Ioan Valeriu Achiriloae a luat startul în două probe ale sezonului de schi 2017-2018, care au avut loc în Beaver Creek, în Statele Unite ale Americii.
Vineri a avut loc proba de Super G, unde românul a avut un timp de 1 minut, 16 secunde și 86 de sutimi, iar duminică, în proba de coborâre, Ioan Valeriu Achiriloae a încheiat cursa într-un minut, 47 de secunde și 22 de sutimi, de fiecare dată la diferență de aproape 7 secunde de primul clasat. Competițiile de schi alpin sunt transmise în direct de Eurosport. Următoarele etape de coborâre și Super G vor avea loc în Italia, la Val Gardena, pe 15 și 16 decembrie. În weekend la Lillehammer, în Norvegia, s-au disputat primele etape ale Cupei Mondiale Feminine la sărituri cu schiurile. Săceleanca Dana Haralambie a reușit un start de sezon bun, clasându-se în etapa de vineri pe locul 20 după sărituri de 83,5, respectiv 86,5 metri, iar sâmbătă a reușit să termine concursul pe locul 24 după sărituri de 87, respectiv 80 de metri. Reprezentanta României a punctat și în etapa de duminică, desfășurată pe Trambulina Mare. Ea a încheiat concursul tot pe locul 24 după sărituri de 101,5, respectiv 101 metri. În ierarhia la zi a Cupei Mondiale, Dana Haralambie se află pe locul 23, cu 25 de puncte acumulate după cele 3 etape din Norvegia. Ei bine, doamnelor și domnilor, a sosit momentul acum să aflăm ce surprize ne rezervă vremea în continuare. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 3 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine nu va depăși la Brașov pragul de 2 grade Celsius și sunt posibile averse de ninsoare după amiază. Stimați telespectatori, grupajul informativ a ajuns la final. Sunt Mihai Cojocaru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!